pe fonduri europene care se încheie la sfârșitul acestui an. Există posibilitatea, încă nu știm în acest moment dacă Ministerul Dezvoltării și Guvernul României va reuși să decaleze acest program de investiții pe fonduri europene până în vara anului viitor, însă din punct de vedere al angajamentelor luate de constructori, noi la 31 decembrie 2015 anul acesta trebuie să avem toate aceste lucrări.